E o vedere trimisă de la Viena de când a ajuns în lagăr. În fine, apare pe net. Una asemănătoare, deci primele semne că trăiește, bine mersi, în Occidentul liber. Una asemănătoare are domnul Tavi Ursulescu și cu ocazia asta să ne spună și domnia sa amintirile directe legate de... Interesant e altceva. Securitate, securitate. Da, a fost trimisă pe adresa televiziunii. Ovidiu Dumitru a primit-o la televiziune, nu acasă. A, eu am primit-o acasă. Știa adresa, am fost de multe ori și la el și el la mine. Dar asta m-am uitat acum, e pe adresa televiziunii. Da, sigur, e scris mic Cornel, poate că n-au făcut o legătură, nu, cine știe. Important e să spunem acest lucru. Cornel Chiriac ar fi avut astăzi vârsta lui Florian Lungu. Ei erau de un leat. Voi ați fost de un leat, nu te-ai gândit niciodată? Da. Cred că da. Decât mine era mai mare cu câțiva ani, dar el este 43. Tu ești 43, nu? Da. E, aia e. Deci v-a apropiat această pasiune pentru jazz. Eu aici l-am cunoscut pe Cornel Chiriac. Eu fiind student și colaborator la Scânteia Tineretului, puști, tot ce era muzică... N-are decât 75. Sunt un puști. Exact, și tu. Eu îi spuneam lui Cornel, bineînțeles. Să mor tânăr la o vârstă înaintată. Ca Matusalem, care la 976 de ani arăta atât de bine, că nu-i de mai mult de 342. Asta pentru cei care nu știu că Florian Lungu a scos și o carte de bancuri. Și cu Sabin Păuța. Nu cu Sabin Păuța, colegul său de facultate, renumit compozitor și dirijor. Dar pe cale orală, Florian Lungu zis și moșu de către generația sa. Și el copilul. Moșul el și copilul. Așa erau pădit. El este un povestitor ambulant de bancuri. Când mă sună sau cum mă văd, zice, o știi pe asta. Dar știi, iată-vă, știi ce e un bărbat fără femeie? Un stejar fără ciocănitoare. Continuă. Aici e o adunare serioasă, te rog. Da. Scuze. Așa, deci eram tânăr colaborator la Scânteia Tineretul și băteam toate casele de cultură, cluburile, teie, turturele, cum erau pe vremea asta, spun, exact. Cei tineri trebuie să știe că existau cluburi ale tineretului, erau seri dansante, era joia tineretului și așa mai departe. Sigur, se dansa mai la costum, mai nu știu ce, dar totuși se înfiripau niște prietenii. Ai vrut să spui Davi, ceva? Davi, existau și niște paradoxuri formidabile. Exista o revistă colosală care se numea Convingeri Comuniste și care avea niște chestii în ea de nu venea să crezi. Exact, aici era. Era viața studențească unde iarăși eu am scris și eu multe despre rock, despre jazz. Erau niște libertăți, probabil, erau niște supape lăsate ușor așa de către conducere pentru ca tinerii să fie cât de cât mai potoliți. Dar existau. Apropo de ce spuneai de radio, cenzura, am văzut scrisorile acestea. E altceva. Dar eu am făcut emisiuni la radio după ce a plecat Cornel. Eu am debutat la Metronomul lui, un an și jumătate am colaborat acolo. Am continuat cu Antoneta Botez și Ovidiu Dumitru, emisiuni radio recording de la 3 la 7, de la 1 la 5, emisiuni sâmbătă după amiaza de 3-4 ore. E bine, vreau să vă spun că am dat foarte mult, nu foarte, dar am dat multă muzică occidentală. Am dat, ce să zic, Pink Floyd, am dat albumul dublu Tammy al formației The Who, care era, l-am făcut în serial, tradus cu traduceri de texte și așa mai departe. Deci existau posibilități de a da muzică străină și mulți tineri cu care mă, tineri din generația mea cu care mă întâlnesc acum spun, am înregistrat melodiile din emisiunile respective, cum cu siguranță făceau mult mai mult de la Cornel Chiriac, de la Europa Liberă. Dar și la noi mai existau asemenea posibilități, nu trebuie să le negăm. Plus că ar fi nedrept să spunem că, iată, Cornel Chiriac a sprijinit doar muzica occidentală. S-a amintit aici, el a fost un mare promotor
al muzicii românești original, al rockului, nu mai vorbesc, sigur. El a încurajat formația Phoenix. El a descoperit-o la un festival studențesc la Iași, unde a fost în juriu. I-a adus și a făcut primele filmări cu Phoenix la televiziunea română și așa mai departe. Exact. Deci el, dincolo a de pasiune... A făcut și discul, adică exact. Și la Elite Record a făcut discuri de jazz cu Johnny Nu mai spun alea de jazz. Da, cu artiști români. Deci el era iubitor de talente și n-ar fi plecat în Occident, vă spun eu, dacă nu era această situație foarte dificilă. Moșu a zis de chestia aia cu portarul de la radio, dar eu știu mai multe. Am fost cu el la Cerbul de Aur, am plecat împreună din București în 1969, în martie, la scurtă vreme a plecat, eu cam știam așa, mi-a cam sugerat, mi-a dat și pick-up-ul său Belcanto, pe care Doru tot mă roagă să-l dăruiesc, dar nu-l mai găsesc. Vederea o am, sigur, dar pick-up-ul... Gala Artei Tinere, sub egida UTC, au încercat și au reușit în bună măsură un fel de replică la Cenacul Flacăra, care era, nu era foarte bine văzut la nivel de UTC. Și Gala Artei Tinere, cu rock, cu folk, cu nebunii, cu muzică ușoară, cu vernisaje de artă plastică, deci era mult mai complexă, nu era doar așa, cântă niște folkiști și gata. Deci Gala Artei Tinere, apoi era Borșan, parcă, Borșan, da, era de la Galați, era secretar al UTC-ului, au făcut foarte multe, festivalul rock de la Costinești și așa mai departe. Deci UTC-ul a trăit prin niște oameni isteți, niște activiști tineri, dar activiști, între ghilimele, pentru că asta era vremea, dar care sprijineau și erau foarte deschiși la orice fel de sugestii. Că eu țin minte, la Gala Artei Tinere eram cu fratele meu prezentator și ne duceam, propuneam, ia-l pe ăla, ia-l pe ăla, da, domnule, sigur, să cânte, să vină. Dar nu știu cu Cenacul Flacăra ce s-a mai întâmplat. În afara organizațiilor de tineret comuniste și a organizațiilor comuniste în general și a sindicatelor comuniste, nu puteai să faci nimic. Nu puteai. Totul era în cadrul ăsta. Și Cântarea României. Am fost la Cerbul de Aur împreună la Brașov, am plecat cu trenul. Ei bine, și ne-am dus la Aro. La Aro era comandamentul festivalului. Acolo, chiar la intrare, în dreapta, era așa un spațiu închis, unde trona Tudor Vornicu, care era directorul festivalului. Era și Dinu Săraru acolo, care era director pe la televiziune. Cornel a intrat într-un conflict cu Tudor Vornicu foarte violent. El era în general un om mai conflictual, când nu-i convenea ceva și probabil Vornicu a fost probabil mai insolent. A ieșit scandal, i-a confiscat buletinul lui Cornel. Cornel și băuse puțin ca să-și facă curaj. Să mai întâmplă, alea erau vremurile și atunci împreună cu Radu Ionescu, un inginer de la radio, pe Nuferilor, peste drum de radio, știi că era o secție tehnică. E și acum, cred, nu știu ce e acum acolo, cred că este casa de discuri sau nu știu ce. Și l-am luat pe Cornel împreună, l-am scos de la și l-am dus la un hotel în apropiere, nu știu, Sport sau cum se chema, l-am culcat acolo, l-am lăsat, ca pe urmă să aflu că a dat foc la perdele, că a făcut și a continuat protestul. El totdeauna era nemulțumit, pentru că, într-adevăr, nu avea libertatea pe care și-o dorea, a fost și în fruntea tinerilor la Crăciunul din 68. Întotdeauna el a vrut mai mult decât oferea regimul. Și noi am încercat să continuăm ceea ce a făcut el, cum spuneam. Fiecare după puteri. E un fel de a vedea lucrurile. El a făcut asta la Europa Liberă. E un lucru important să faci acest lucru și acasă, să nu părăsești tineretul și toți oamenii care iubeau muzica ușoară și pop și rock, să, dacă îi lași singur, ce făceau? E ca și cum i-ai părăsi. Deci am încercat să continuăm și noi, prietenii lui, ceea ce a făcut aici. Sigur, nu se poate face niciun fel de comparație. El a fost un idol, a fost un om care a intrat în legendă odată cu moartea lui. Eram în studio la Atomis, la Electrecord cu Phoenix și înregistram atunci unul din discurile pe care le...
Canta fabule, da. Canta fabule, așa. A apărut odată greșit canta fabule, era canta fabule. Când am aflat despre moartea lui, am întrerupt, bineînțeles, cu Freddy Negrescu era înregistrarea, am început să plângem, pentru că, într-adevăr, pentru noi Cornel a fost un alter ego, era viața noastră, era altul, chiar dacă era plecat, parcă era cu noi în permanență. Era mai cu noi de când era. Exact, mult mai cu noi. Iar eu, care am debutat datorită lui la Metronomul la radio și datorez atâtea și am făcut atâtea audiții împreună la el acasă și a fost și el la mine și încă o dată spun, aici l-am cunoscut, Clubul de Jazz de la Casa Studenților Preoteasa. La Preoteasa, așa spunea toată lumea și niciodată nu s-a spus altfel. Unde ne vedem? La Preoteasa. Dar cine a fost Grigore Preoteasa, știți? Sau de ce Preoteasa? Eu am pus această întrebare. Păi nu, a fost numele unui demnitar comunist. Nevasta preotului. Da. Da, un demnitar comunist care a căzut cu avionul, dacă nu mă înșel, nu? Dar numai el a murit, să știți, n-a căzut avionul sau da, ceva. Din întreaga delegație a murit numai el, acest Grigore Preoteasa, care era ministru de externe, dacă nu mă înșel. Cine? Preoteasa. Nu era ministru de externe, era altceva. Nu și, cred că era ministru nu, de externe. Și ăsta, stați puțin. Nu externe. Da, nu era ministru de externe. Nu de externe, dar oricum făcea parte din această delegație a României. Și a mai murit ăsta, pilotul rus al avionului în acel accident. Da, înseamnă că n-a fost atentat, dacă a murit și pilotul rus. Eu am avut acces neîngrădit la dosarele create pe numele lui, printre care, într-adevăr, am găsit un dosar de rețea, câteva file nu semnificative, mai degrabă cu investigații. Filele priveau aspecte privind investigațiile colaterale unei eventuale recrutări. Da, nu am găsit un angajament al lui Cornel Chiriac. Nu există, există doar la modul onest, spun, ceea ce există în dosarul lui de rețea. Nu ceea ce intuim. Eu vă spun că există doar file care privesc investigația și contactarea lui Cornel Chiriac și folosirea informațiilor date de Cornel în momentul în care se întâlnea cu diverse persoane care lucrau în lumea jazzului sau în lumea muzicii sau în lumea ambasadelor, care puteau să înlesnească discuri și schimbul de materiale muzicale. Mai ales că se mai duce la ambasada americană, se mai ducea. Da. Și atunci asta era am clar. De asemenea, deci dosarul, mare parte este un dosar de urmărire informativă. De urmărire, sigur. Cu intenția de recrutare. El are un dosar de urmărire informativă combinat, sigur că da, și eu am bănuit același lucru, fără să fie un angajament, fără să existe note informative la modul real, ci doar cele redactate de ofițer. Deci, până în acest punct, nu putem afirma că el ar fi avut o colaborare cu securitatea. N-a avut, cu siguranță. Nici n-ar fi fost un profil potrivit, adecvat pentru a lucra cu un serviciu secret. Turnătorii, cu siguranță, da. A fost turnat de toți cei din jurul său. Asta am pățit-o și eu. Dosarul de securitate, de urmărire informativă, este sigur un dosar că da. Extrem de amplu și în cea mai mare parte privește, e un dosar de fapt de grup și privește familia care a rămas în țară. Deci, Jack nu este de fapt dosarul de securitate a lui Cornel, ci este al rămasului Cornel în țară. Adică toți din jurul lui Cornel erau Jack. E un dosar de grup, de fapt. Interesante sunt celelalte dosare conexe ale persoanelor care au navigat în jurul lui Cornel. Joe Limbășanu, Cristian...
Radu Maltopol, da, despre ei vorbim, Cristian Colan, care are un dosar constituit de serviciile de siguranță externe, de informații externe, pentru că nu mai era în țară, din 69, și el a plecat tot în 69. Cred că imediat după... Liviu Tofan este cel sigur că da, care e o generație mult, e generația lui Radu Teodor și ulterior Andrei Voiculescu spre sfârșit. Cam asta este povestea cu dosarul. Dosarul este extrem de complicat. Extrem de complicat, dosarul lui Cornel. Și de-aia eu am văzut, da, s-a făcut o selecție riguroasă pentru a onora imaginea prietenului, dar dedesubturile plecărilor mamei lui Cornel în străinătate, la fiecare plecare, erau cu consultarea securității și era o hârțuire psihologică la modul impregnat pe transcrierile ofițerului de securitate în timpul venirii acestei doamne, doamna Chiriac, Ioana Chiriac, parcă o cheamă, din câte mi-aduc aminte. Erau înregistrate fiecare întâlnire ale doamnei la securitate înainte de a pleca în Germania. Bașca că se mai intenționa să îi ofere sarcini eventual mamei lui Cornel dacă ar fi putut să recruteze sau să colaboreze, să culeagă informații din grupurile jurnaliștilor și prietenilor de la Europa Liberă, angajaților de la Europa Liberă. Da, Cornel Chiriac deschide foarte multe uși interesante și o să spun cu tristețe, chiar ale prietenilor lui, foarte buni. Cu siguranță. Din străinătate. Pot să vă dau un exemplu meu personal. Eu n-am avut viză până în 89 pentru Occident și mă gândesc că și asta a contat, pentru că am lucrat câțiva ani ca inginer după ce am terminat Politehnica și era un securist. Fiecare întreprindere, am la FEA, am Florească, era un securist cunoscut. Avea birou, sigur că da. Și m-am pomenit într-o zi cu el acasă. Era să zic de unde știa adresa, sigur că știa. Dar chiar în filme, era cu o scurtă de piele, incredibil. Nu l-am băgat în casă, a venit în curte și știa că n-am viză. Aveam invitații la tot felul de festivaluri în străinătate, de jazz, de pop și mereu mi se respingeau. Venea de la, din Iorga, dacă le-am și acum plicurile, uite să ți le dau pentru muzeu, erau niște plicuri dintr-o hârtie ordinară, ceva așa albăstri și cu un timbru de 35 de bani. Le-am și acum și înăuntru era economie de hârtie. Pe un, cred că era un sfert de coală bătut la mașină. Cererea dumneavoastră nu a fost aprobată. Și când vedeam plicul, nici nu-l mai deschideam, știam. Și a venit acest securist la mine acasă și mi-a zis, dacă ați vrea să vă duceți, să vă vedeți cum e cu cei la Europa Liberă, știu că aveți cunoștințe acolo, eu am fost bun prieten și cu Andrei Voiculescu, cu Cornel nu mai vorbesc, mai vedeți și cu legionarii, am putea discuta. Trageți concluzia, n-am avut viză nici până acum, deci nu s-a pus problema să colaborez cu el, dar așa mergea treaba. Deci veneau la cunoștințe, la prieteni, la colaboratori și nu m-aș mira și Cornel să fi fost încondeiat de rude sau prieteni. Eu, în evenimentul zilei a apărut la un moment dat Doru, un serial făcut de Sabina Fati, cred, Televiziunea și Securitatea. Și acolo au apărut în facsimil trei turnătorii contra mea. Una spunea din turnătorii, Tovarășul Ursulescu pleacă în Șușe, în țară, cerând concediu medical. Minciună, pentru că eu nefiind angajat al televiziunii în viața mea n-am fost, n-aveam cum să cer concediu medical de la televiziune. Altă turnătorie, dar repet, erau reproduse și holografe. În timpul festivalului de la Mamaia, tovarășul Octavian Ursulescu intenționează să fugă cu barca în Turcia.
Mi s-a părut, parcă mă și vedeam la vâsle, cum eram pe mările oceanului, ca să vedeți unde se putea ajunge. Și am primit un telefon de la semnatara, pe care eu nu am cunoscut-o și n-am întâlnit-o nici acum. Domnul Ursulescu, de ce nu vă cereți dosarul la securitate? Să vedeți, ați văzut ce a apărut? Zic, nu mă interesează, efectiv, să aflu, poate că m-au turnat niște oameni la care am ținut sau și așa mai departe, n-ar rezolva asta absolut nimic. Deci asta mă gândesc și la Cornel și mă gândesc cu uimire cum a reușit el să treacă din Cehoslovacia să ajungă la Viena. Asta e un... Dar versiunea, da, versiunile circulă. Da, apropo de că nu aveți interesul să vă lecturați dosarul, eventual, dacă există un dosar. De acolo a luat aceste... Nu, e posibil ca aceste turnătorii să fie dintr-un dosar problemă care să privească, de exemplu, problema ARIA, adică Agenției de Impresariat Artistic. Deci este foarte posibil ca aceste turnătorii... Fostă OSTA! Sigur. Deci de acolo e posibil, dacă dumneavoastră spuneți că nu aveți un dosar și... Nu l-a cerut. Nu, nici nu mă interesează. Ce să zic? Să fie sănătoși cei care... Da, bineînțeles. Să fie fericiți cei care ne-au turnat. Dar cert e că am suferit foarte tare, pentru că... Dacă în cea mai frumoasă perioadă a vieții n-apuci să ajungi la festivaluri, o întâmplare legată de jazz. Primeam în fiecare an invitație la cel mai mare festival de jazz din lume, North Sea Jazz Festival, de la Haga, care e uriaș. Scriați pentru... Erați corespondent român la... Da, eram la Billboard, la Jazz Forum, care era oficiosul federației. Cu Gail Evans, cu mulți, dar nu contează. Și eram corespondent la niște, aoleu, dar ce-am pățit de la Consiliul Culturii, mă chema tovarășul Călinoiu, și Ursulescu, ce scrieți dumneavoastră? Păi scriu despre realizările din România, asta și făceam, ce discuri s-au scos, ce turnee, ce concerte. Da, da, pe revista americană, era Music Week în Anglia, Jazz Journal International, dar Jazz Forum, sigur, oficiosul Federației Europene de Jazz. Toată chestia asta cu corespondențe, cu așa mai departe, mi-a adus invitația repetată la acest festival imens. De ce spun că este? Sunt foarte multe festivaluri, dar aici, la Haga, se desfășura într-un spațiu uriaș, pe 40 de scene simultan. Îl știi, North Sea Jazz Festival. Și îmi trimitea... S-a mutat la Rotterdam, știi. A și murit inițiatorul. Și el, directorul festivalului, îmi trimitea an de an invitația. Și eu nu puteam să răspund. Era normal că scrisorile erau interceptate. I-am zis, prima oară am un concert. A doua oară că sunt în turneu, a treia oară că sunt în altă parte, nu știu. Și el de fiecare dată plusa. Păi vă oferim și transportul. A doua oară, păi și cazarea. A treia oară și diurnă. Și am ajuns în 1990, imediat cum am reușit și eu să ies din țară. Întâi m-am dus la San Remo în februarie și imediat după aceea la... parcă în mai la Haga, mi-a oferit hotel și am stat cu toți mari jazzmeni americani, mă întâlneam în lift cu ei, micul dejun, eram fascinat, era prima mea ieșire în Occident. Mi-a dat diurnă, mi-a dat cazare, mi-a dat invitații gratuite la toți festivalii, dar ce nu mi-a dat? Și stăteam și mă gândeam și-o fi închipuit ăsta, domne, ce ocupat e Ursulescu, ăsta e așa solicitat în țara lui și eu, săracul de mine, mă mai duceam, e adevărat, la Jazz Jamboree, la Varșovia eram nelipsit, mă duceam în țările socialiste, pentru că și Moșu știe, și Doru știe, erau festivaluri mari de jazz extraordinare și acolo veneau artiștii americani, toți. Occident. Uriaș festival la Palatul Congreselor la Răvarș, dar și la Praga, la Luțerna, la festival. Deci le-am bătut pe toate. Am fost la Weimar în RDG. Uite, de la Weimar puteam să încerc. Dar de ce le-ai bătut? Nu erau cuminți? Da, deci asta vreau să vă spun.
erau posibilități de a face ceva și pentru rock, și pentru jazz, și pentru publicul, ascultătorii din țară. Pentru că oamenii aceștia aveau și ei nevoie. Europa Liberă o prindeau greu, cum spunea Doru, îngrozitoare era recepția, era bucuria de a auzi vocea lui Cornel și de a auzi niște melodii. Eu umblam cu stewardesele, cu piloții, aduceau, fiind la Billboard, aveam lista cu topurile, le dădeam lista albumelor pe care să le aducă, ei le cumpărau și apoi... În două nopți, toți colecționarii de discuri le plimbam, stăteam în cabina sus, cum era Gina acolo, ce era, 9 bis sau cât era acolo sus, nu, deasupra sălii? Era... Jos, nu, 4 bis. 4 bis era și era o femeie, ea îmi plătea acolo și eu stăteam noaptea, ea îmi plătea și eu copiam discurile astea, pentru că la 2, la 3 trebuiau să ajungă la Turgescu. Și așa mai departe, Camil Petrescu și alții. Deci a fost o perioadă în care noi am încercat. Dancoie, fotbalistul ăla, era cu country. Dancoie era country, nu, country music, aia, orice. Și așa mai departe. Deci a fost un underground acesta al muzicii. Înregistram muzică pe band și trimiteam la toate, împreună cu fratele meu Florin Silvu, Dumnezeu să-l ierte, la toate discotecile din țară. Erau DJ în provincie, în state, în comune. Le-am dat atestate, că eram și comisia de atestare. Nu știau nimic. Dar cum să iei omului pâinea de la gură? Îi dădeam categoria a doua de atestat. Lua și el acolo oficial, dar patronul îi dădea. Deci asta mi se pare mie important. Noi am preluat de la Cornel această pasiune pe care el a dus-o pe niște culmi extraordinare și am încercat și noi să facem ceva. Dacă am reușit sau nu, rămâne de văzut.